Bun găsit, Mariana Dorleșteanu îl amenință cu judecată pe deputatul PAS, Igor Grosu, și l-a comparat cu un Pokémon. Candidatul propus de PSRM la funcția de premier a reacționat astfel la afirmațiile făcute recent de Grosu, precum că ea ar fi obținut sprijin de la politicieni corupți și vânduți. În postare pe pagina de Facebook, Mariana Dorleșteanu l-a întrebat pe Grosu cu ce crede că el este mai bun decât ea. Deja totul este grețos, păcat că v-am dat votul, a mai punctat Dorleșteanu. Igor Grosu nu a răspuns nici la apelurile și nici la mesajele noastre pentru un comentariu. Într-o altă postare, ea a continuat să se plângă de criticile de care are parte în ultimele zile. Nu sunt păpușă așa cum mă taxează oponenții mei. Nu voi capitula în fața unor provocări josnice. Nici copiii mei nu mă recunosc din falsele creioneri ce mi se fac pe Facebook, a scris Dorleșteanu. Replica Marianei Dorleșteanu a venit după ce Igor Grosu a spus că ea a reușit performanța de a primi sprijin de la tot ce este mai compromis și mai coruptă din politica moldovenească. În 11 februarie, după consultările cu fracțiunile din legislativ, Maia Sandu a respins candidatura Marianei Dorleșteanu pentru cerere semnată 54 de deputați pe motiv că unii ar fi implicați în scheme de corupție. Președintele a desemnat-o repetat pe Natalia Gavriliță, iar socialiștii au contestat decretul la Curtea Constituțională. Magistrații urmează să examineze demersul în data de 23 februarie.